Are 22 de ani și deja a fost catalogat drept unul din cei mai frumoși bărbați din lume. Valeriu Guțu a participat pentru prima oară la Mr. World și a reușit să cucerească o lume întreagă. Am vrut să reprezint țara mea și este o plăcere pentru mine. Concursul Mr. World este o părticică care pot să o accentuez așa cu o culoare aprinsă. Pentru că e ceva care nu am uitat toată viața. Am adus aminte de școală, de universitate, de copilărie. Pentru că într-atât de simple toți concurenții, așa o atmosferă foarte, foarte prietenoasă. Toți au venit de la zero, toți trebuiau să se manifeste așa cum... Așa e concursul, să fii cât mai natural, să fii tu însuși. Nu e neapărat să corespunzi unor parametri extraordinari, să fii cel mai proporțional, cel mai frumos. E un concurs al bărbăției, al omeniei. Valeriu Guțu s-a întors acasă câștigător la categoria Extreme Sport, cea mai complicată probă la care s-a descurcat de nota 10. Și asta pentru că e obișnuit cu astfel de exerciții fizice. Foarte, foarte interesant, foarte obositor. La un moment dat vedeai din prejur toți nu aveau puteri să vorbească, dar se încurajau unii pe alții, se ajutau. A fost momentul când am activat în echipă, se urmărea cum acționezi tu, nu numai să duci cont de tine, dar și de cei din prejur. Am fost flământ ca să înving. Totdeauna mă pregăteam în așa un stil, adică eu nu fac numai sală cu greutăți, ori alergări, eu le mixez. Pentru mine a fost ideal, dar sincer să vă spun, nu am știut că va fi atât de greu. Și asta nu e tot. Moldoveanul s-a clasat pe poziția 5-a în top 10 finaliști ai concursului Mr. World, astfel face parte din grupul celor mai frumoși bărbați din lume ai anului 2014. Titlul sună frumos, sună ok. Cred că după acest concurs s-a făcut diferența cum trebuie să fie un bărbat. Eu sunt modest, așa că eu muncesc pe drumul meu și fac ceea ce trebuie să fac. În primul rând mi s-a plăcut că acasă lumea reacționează plăcut, cu respect și în momentul când mă aflu în diferite țări, mă întorc în urmă și văd că lumea de acasă mă susține, îmi dă foarte multe puteri. La ora 3 de noapte au venit niște filipineze cu afișe, banneruri, da, că erau scrise 3 țări, Moldova, Mexico și Filipine, favoriții lor. Și ne-au trezit tot hotelul, adică era ceva wow. Acum pentru el urmează perioada castingurilor și fashion show-urilor în afara țării. Noi îl așteptăm acasă cu noi titluri.